În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Previți, răscumpi părinți, fiți și frați și surori, slăviți să fie rog. Amin. Vreau să vă mărturisesc că în perioada aceasta de când am zis că vin la Dublin, m-am întrebat oare de ce mă duc la Dublin. A fost o ocazie că am fost invitat la Londra și m-am gândit aproape Dublin și aveam invitația în minte de ceva mai multă vreme la Dublin, dar mă gândeam ce vom face noi acolo la Dublin. Când frații mi-au transmis de la matca că vorbim și din și am început să întrezăresc și un rost al acestui călătorii. Iar de când am venit aici de aseară și mai ales astăzi, am descoperit mai multe lucruri pentru care cred că Dumnezeu a voit ca să venim la Dublin. Pe locul întâi aș pune Părintele, întâlnirea cu Părintele. Părintele a mărturisit că a dorit să ne revedem și eu am descoperit cât de mult am dorit să ne vedem. De la Părintele primeam câte o știre cu ani înainte, când vrea Sora Maria, care ținea legătura cu Părintele, Sora Maria și mai cum o chema? Costa. Rămâia Costa, dar nu venea cu anumele de familie. Sora Maria Costa tot trimitea și Părintele Irineu și îi vă trimite salutări. Sau îmi dădea o știre despre Părintele Irineu. Și acum descoper cât de important este că am fost azi aici. Pentru că era aici ceva ce Domnul vrea să facă. Să știți că s-a spus, și în ziua aceea așa s-a spus că noi suntem chemați să-L ducem pe Domnul. De fapt, să știți că Domnul este înaintea noastră. Nu noi îl ducem pe Domnul, Domnul ne duce. Misiunea asta înseamnă, nu noi îl ducem pe Dumnezeu undeva, ci Dumnezeu ne duce undeva. El este înaintea noastră acolo. Desigur că Mântuitorul vrea ca toți oamenii să mântuiască. Nu există loc în care sunt oameni în care Domnul să nu vrea să intre, să nu bată la ușă și să nu vrea să-i trimită pe trimișii săi. Sunt locuri în care oamenii nu vor să primească pe Domnul. Și atunci Domnul nu poate intra. Sunt locuri care sunt pustii de Dumnezeu. Dar când Domnul găsește un loc în care îl poate intra, îl merge acolo. Și mergând de la acolo, îi aduce și pe vestitorii Cuvântului Său acolo. Și cred că sunt multe locuri în care Domnul ar vrea ca să ajungă și oasă la care s-a văzut foarte neputincioasă. Abia răspunde să face ceva prin România. Cum să ajungi în țări străine? Cum să poți vorbi într-o limbă în care nu ești înțeles? Cum să mergi la oameni pe care nu-i cunoști, care sunt departe, prin tot ce sunt ei, de ceea ce ești tu? Și Dumnezeu ne-a arătat în anii din urmă cum le-a dat totul cu putință. Mi-aduc aminte, la începutul anului 90, frații mai în vârstă, fratele Dumnezeu să-i odihnească, fratele Moise și frații care mai fuseseră prin Bucovina, prin Basarabia, spuneau, trebuie să facem ceva, să traducem în limba rusă. Și ne vedeam cu totul neputincioși. Cum să ajungem noi să vestim la ruși? S-a tradus ce este oasă Domnului în limba ucraineană, de fapt, nu rusă. Și aveam îndoieli cu privire la traducere,
cu privire la rostul traducerii, ca să descoper că la Moscova cartea aceea era analizată, era studiată la Sfântul Filaret. Așa, măcar că era în ucrainean, nu era rusă traducerea, frații noștri din Rusia de acolo au căutat să înțeleagă mai bine ce este oasea Domnului. Și acum, părintele nu știe, poate, dar oasea Domnului merge la Moscova, destul de stăruitor. Sigur, eu am fost de multe ori la început și acum am început să meargă și frații. Acum, vara aceasta, au fost 5 frați la adunarea aniversară a mișcării sărătenii preobrajenii din Moscova, unde au fost câteva mii de frați adunați. Și frații ăsta și-a dat mărturie. Și aceasta arată că Domnul are mijloace. În ciuda diferențelor de limba, distanțelor, în ciuda faptului că trăim într-o lume în care, vedeți, politica rusească e sistematizată, ce se cauză la ruși? Ei, dar Domnul are o lucrare bună acolo. Și frații din Rusia, că s-a vorbit de Sfinții din noastră Domnului, frații din Rusia, îi pomenesc pe Părintele Iosif și pe fratele Traian și pe fratele Marie, pomenesc la liturghie între Sfinți. Ei citesc cu glas tare rugăciune care se citesc în taină după ce spune mai ales pe Preasfânta Curata. Și apoi urmează pe ceilalți. Sfinți, adormiți, înaintea Preasfânta Curata, înainte spune că aducem această lucru domnicească, pentru ce a dorit să credință. Și acolo sunt pomeniți Sfinți ruși, care inspiră pe ei azi și Sfinți români din oasea Domnului, care i-au inspirat pe ei acolo. Deci au slujit cu ei la Sfânta Liturghie de multe ori și vă spun acest lucru din ceea ce am trăit și ceea ce trăiesc. Domnul, în ciuda neputinței noastre, a găsit mijloace ca scânteia oasei Domnului, sau flacăra oasei Domnului, să poată lumina și nu crește îndepărtate. Și nu numai când spun Moscova, nu spun numai când spun Rusia, nu spun numai Moscova. Chișinău, frații au fost la Chișinău, iarăși o comunitate majoritară rusească, în care oasea Domnului are cea mai caldă primire și care iarăși iau pe Sfinții noștri și ca Sfinții lor. Comunitatea de la Chișinău știți că are ca patron pe Sfântul Paisie Vericicovski. Până la Arhanghelsk, la Marea Albă, și comunitatea puternică este acolo. Frații din Arhanghelsk au fost în număr mare în România și au văzut adunările oase Domnului. Din Sankt Petersburg, fel. De la mari și mici, învățați și neînvățați, pentru cei care au fost la adunare de tineret, la Veiuș, a fost fratele Dimitri. Și le spuneam lor lui frați că fratele Dimitri este provine din două familii care au fost pe locul întâi în nobilimea rusă. Familia Șeremetiev și cealaltă familie, nu vine acum numele. Deci, foarte, foarte, familie foarte suspuse. Până la credincioși ruși de rând, vedeți că la Domnul lui este deosebire. Pentru El toți suntem unul. Deci noi am văzut aceste minuni. Am văzut că Domnul deschide căi pentru frați care nu știu neapărat altă limbă, care au numai Duhul lui Dumnezeu și asta e, când spunem numai, asta e totul. Dacă ai Duhul lui Dumnezeu, e totul. El are așa limbă a cinzecimii, la care mez, pars, arab, cirenieni, babiloneni, toți pot înțelege. Așa că rostul venirii noastre aici este într-adevăr ca o ușă care se deschide și în Apocalipsă se spune că Domnul este Cel care
deschide și care închide. Sigur, ne putem întreba cum și închide, dacă Domnul vrea mântuirea. Cum și închide ușii? Sunt situații când Domnul închide ușa. Pentru că prin ușile deschise poate da năvală păcatul, sau răul, sau distorsiunile, sau rătăcire, în numele Lui Hristos. Și atunci, Domnul care are puterea să deschide, El are puterea să-și închide. Dar când se deschide ușa, este un lucru foarte mare. Eu am mărturisit altă dată, fraților, în viața mea, mi s-a întâmplat să constat că Dumnezeu a deschis o ușă. Așa, pentru ceva de făcut. Pe care eu n-am înțeles atunci de ce. Dar am învățat un lucru. Dacă eu nu înțeleg, s-o las deschisă. Să nu trântesc în nas celui care deschide. Că vine vremea când Domnul îți va arăta de ce e deschis. Sunt uși care este deschise de multă vreme înainte. Pe care nu ne-am știut. Au deschis, noi am simțit ceva, n-am înțeles destul și vine vremea când lucrurile se lămuresc și noi constatăm că am fost târziernici. Ușa era deschisă de mult. Și datorită încetinerii noastre, a grosimii noastre spirituale, cum spun Sfinții Părinți, n-am înțeles, n-am fost destul de atenți, destul de harnici, ca să vedem ce avem de făcut și ce e urgent de făcut din partea noastră. Părintele spunea mai înainte un lucru surprinzător, că toată lumea s-a mirat. Cum a putut birui Satan în Irlanda cu o identitate catolică cea mai puternică în zona aceasta a lumii? Cum au putut cetățenii Irlandei să voteze ceva ce nimeni nu s-a așteptat? Adică o majoritate de populații de votanți au ales să contrazică în mod direct și flagrant porunca lui Dumnezeu. După toată istoria pe care au avut-o ei. Dar spun acest lucru pentru că la noi în România se întâmplă la fel. Sunt unii care cred că în România oamenii sunt foarte credincioși. Mult mai credincioși ca la alte părți. Ori același lucru se întâmplă și la noi. Aceleași atacurile Satan și lucrurile sunt oarecum pe muche încă. Și mereu ai impresia că înclină ca adversarii lui Hristos și o cale de rătăcire împotriva lui Hristos să prevaleze. Și aici vine rostul noastră Domnului. Biserica nu va pieri. Mântuitorul a profețit că porțile iadului nu vor pieri. În ciuda faptului că cele mai rele forțe ale iadului, astea înseamnă porțile iadului, cele mai rele forțe ale iadului vor face tot ce pot. Biserica nu va dispărea. Dar creștinii pot dispărea dintr-o zonă sau alta lume. Avem dovezi sub ochii. Locurile în care sunt uciși creștinii minoritari de o majoritate anticreștină au fost leagăn al creștinismului. Siria a fost leagăn al creștinismului. Acolo activat Sfântul Pavel, Sfântul Petru, din Antiohia. Acolo activat Sfântul Ioan Gură de Aur, mari Sfinți Părinți. Turcia a fost leagăn al creștinismului. Nazians, locul sinoadele ecumenice, toate sinoadele ecumenice acolo au fost, în Turcia. Niceea, Constantinopol, Efes, Calcedon, locurile sinoadele ecumenice, toate sunt în Turcia.
Acolo, acolo a fost leagănul creștinismului. Mari teologi, mari asceți, când avem paterice ale trăitorilor din Bitinia, din Pont, din Taurus. Creștinii au rămas o amintire. O mică minoritate în Constantinopol, care s-a închis în sine și care trăiește din gloria trecută. Băiatul meu, pe care la Masca cunoașteți, Vasile Octavian, la Masca, în vara aceasta, a fost la un curs în Constantinopol, a predat un curs la Universitatea Constantinopol în aprilie anul acesta. Și în săptămâna mare a fost acolo, în postul Istanbul. Și a mers la slujbă, săptămâna mare și noapte de pare, la Patriarhie Ecumenică. Care e o biserică mică. Și un teritoriu foarte mic. Patriarhie Ecumenică este închisă în niște ziduri, foarte mic, a rămas foarte modest totul. Tot ce e cu cu pondere în comunitate grecească, aveau scaune pregătite, așa, creciul a fost afară. Din nou loc în biserică. În noapte de duș. Și băiatul meu s-a dus, s-a luat de ei, a spus, stați aici. Uite, ei sunt cu niște germani care vor să vadă slujbele Paști. Lăsați-i înăuntru. Și i-au lăsat înăuntru pe lor. Fiți puțin atenți. Adică ei s-au închistat în comunitatea lor, au renunțat complet la misiune. Le este frică, sunt mereu expuși, sunt foarte expuși. Și câștigă alții. Câștigă seculariștii, câștigă islamiștii radicali, câștigă alții. Iar biserica aceea din leagărul creștinătății s-a tot împuținat. Repet, biserica nu va fi biruită. Dar creștini într-un loc sau altul pot fi biruiți. Sunt în Europa catedralelor, sunt largi teritorii în care creștinii parcă nu mai au niciun viitor. Vă dați seama câtă nevoie este de o mărturisire jertfelnică și autentică a lui Hristos. Nu numai de preot care deschid ușile și face liturghia, după aia închide și pleacă, vede treaba lui. E foarte important că este să-ți liturghie, dar nu-i destul. Mântuitorul le-a trimis pe ucenici. Mergeți în toată lumea și căutați Evanghelia la toată făptura. Sfinții Apostoli au luat foarte în serios această trimitere. Nu s-au mulțumit cu ce au găsit acolo. Au ars. Sfântul Apostol Pavel mărturisește ce sunt dator și Iudeului și Elinului. Tuturor suntem datori. Pentru mine a fost un punct extraordinar de important și înalt întâlnirea cu Părintele Ioan Irineu. Vedeți, ne s-o aminti ceva din viața de la facultate, era foarte urmărită oasă Domnului. Foarte urmărită. Te miri, uneori, de ce oare oamenii ăștia care au puterea în mână să-i tem așa de tare de Hristos? De ce suntem așa de tare de biserica vie? Nu suntem de biserică care nu-i vie. Nu-i vie, poate fi aia. Dar se tem de biserica vie. Pentru că este mare puterea lucrării lui Dumnezeu. Și unde este Duhul lui Dumnezeu, toate întăriturile celui rău, cât ar fi ele de puternice, de structurate, n-au nicio șansă. Unde este puterea lui Hristos. Puterea lui Hristos care sfarmă aceste întărituri. În ce situație drastică e Europa? Sunt foarte mulți, nu mai că prezic, dar sunt foarte mulți oameni în Europa care sunt convinși că creștinismul e terminat în Europa.
că viitorul va fi islamicilor. Deci când ISIS proclamă că va cuceri Europa, nu numai ei cred asta, cei de acolo din mine. Sunt mulți europeni care cred asta. Sunt mulți europeni care cred, într-adevăr, n-au nicio șansă. Că islamicii cu zelul lor, cu, știu eu, cu modul în care fac ei adepți, are toate șanse în fața unei Europe amorfe, apatice. Și Europa își spune foarte așa, își spune, în mod conștient și stăruitor, că trăiește în epoca post-creștin. Se vorbește, acum părintele știe foarte bine, asta e limbajul hagiologilor, se vorbește de epoca post-creștină. Noi trăim în lumea civilizată, în post-creștinism, adică după creștinism. Asta înseamnă post-creștinism. Conștiința intelectualității europene este că creștinismul aparține trecutului. Pentru Europa și chiar pentru America. Și ce urmează? Unii pretind că știu, cei mai mulți preferă să tacă. Poate urma orice. A cui e vina? A cui e vina aceste situații? A bisericilor noi. Vina este a bisericilor noi. Fără să acuzăm pe nimeni, ne acuzăm pe noi înșine. Nu suntem și noi înșine morți? Aici e problema. E nevoie de oameni vii. Hristos are nevoie. Hristos își face unelte, își face gură și mâini și pentru puterea și pentru cuvântul sau pentru lucrarea sa din oamenii vii. Pentru că Hristos ne-a făcut vii, spunea Sfântul Apostol Pavel. Hristos ne-a făcut vii. Oasta Domnului este chemată să aprindă bisericii, să aprindă pe oameni, să fie biserica vie. Oasea Domnului nu vrea să creadă cum este un post-creștin. În foile oasele Domnului nu folosim niciodată acest limbaj care este universalizat în lumea teologilor apusei. Părintele știe foarte bine, părintele a avut doctoratul aici în Irlanda și l-am rugat să facă un paranteză, l-am rugat părintele să-mi trimită măcar din teza lui doctorat, care n-a fost publicată, să-mi trimite la foaie, poate vom publica și teza toată, dacă era crețat. Când s-a făcut o teză despre Maica Domnului. Teză de doctorat. Și e așa de important să învățăm tainele credinței creștine, ortodoxe. Sunt apoi alte lucruri pentru care am înțeles că Domnul ne-a trimis aici. Nu știu câți de aici din Dublin, care n-au fost în cunoștință de oaste, sunt totuși prezenți. Dar asta nu trebuie să ne facă să, știu eu, să credem că sămânța s-a aruncat inutil. Fratele Adrian Lăinte a insistat că dacă nu rămân roade, ne-am pierdut vremea. Mă, să știți că taina seminței este așa exprimat de multe ori în parabola semănătorului. Când seme în sămânța, unele cad pe drum, unele cad pe piatră, altele cad pe spini, dar sămânța aduce roadă. Dacă ai semănat, ca un semănător cinstit și încrezător în Dumnezeu. Există încă o parabolă în Sfânta Evanghelie despre sămânța care crește la sine. Ai aruncat sămânța, îți vezi de treabă, treci, vine ziua, vine noaptea, ne ploaie și sămânța crește de la sine fără ca tu să mai ai ceva de făcut. Sau să ai vreun bec. Deci important este să semeni sămânța. Poate că nu mulți credincioși vor fi câștigați pentru ideea unei lucrări a oasei Domnului de trezire, de înflăcărare a bisericii.
foarte cei mai mulți spune, i-am spus unui bărbat care a fost foarte entuziasmat dimineața, i-a făcut anul la liturghie și a spus, evident, după amiază, a, nu, părinte, nu pot, zice, că am altceva de făcut. Și atunci n-am mai spus și la alții. Deci oamenii toți au creat treburi de făcut. Și când oamenii au treburi de făcut, altele, ceva înseamnă că ei nu sunt gata să devină pământul cel bun, în care să crească sămânța cuvântului. Dar poate că și fără mulți oameni, lucrarea este destinată unei creștere minunate. Știți? Când era ținutul acela păgân, în care Mântuitorul a vindecat pe demonizat în ținutul Gergesenilor. Acolo era un ținut stern, vă obișnuiești, complet stern. Domnul Iisus a fost alungat. L-au rugat să plece de lui. Și a rămas un singur apostol. Omul acela care fusese chinuit de demon. Și pe care Mântuitorul l-a trimis, du-te în casa ta și spune cât bine ți-a făcut Dumnezeu. Nu l-a trimis departe. Poate nici nu avea niciun succes.